Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal. Astăzi este marți 20 decembrie și astăzi vreau să, adică m-am apucat deja și vreau să facem o curățenie puțin mai amănunțită sau generală, să zic, în bucătărie, pentru că n-am mai făcut de mult și chiar și aici pe canal, țin minte că în ianuarie sau februarie am un filmuleț și am scris acolo curățenie, organizare în bucătărie, partea 1, partea 2 nu am mai reușit să o editez, așa că nu știu, acum poate reușesc să fac toată bucătăria ca lumea. Asta nu înseamnă că nu am făcut și partea 2 curățenie, am făcut, dar nu am reușit să editez clipul. Și ia uitați acolo, am spălat vasele, multe, se strâng în fiecare zi de 2 ori, foarte multe vase. Iar aici, dacă vedeți pe blatul acesta, am reușit câtuși de cât să pun multe produse și mai am în continuare, o să pun și pe blatul ăsta în continuare, produsele din cămară. În cămară vreau să fac tot așa o triere, pentru că, ia uitați, s-au aglomerat din nou toate. Vreau să fac o triere și să văd ce mai folosim, ce nu mai e bun, să fac o curățenie generală, cum am zis. Și pentru asta am și un tips pentru voi, un tips sau cum se zice, să vă spun o chestie. Pentru curățenie întotdeauna este cel mai bine să puneți absolut totul la vedere, adică să scoateți absolut tot, și asta o să fac și eu acum, o să scot absolut tot din cămară, o să pun pe blatul ăsta și o să văd ce anume mai folosesc și ce anume las mai în față ca să folosesc și ce anume pun mai în spate, că poate nu sunt desfăcute și le folosesc puțin mai târziu sau care nu mai sunt bune să fie aruncate. Este cel mai bine așa, când vedeți absolut tot, să aveți așa un ansamblu la tot ce aveți în cămară sau în bucătărie, așa veți ști ce trebuie să aruncați, ce trebuie să țineți, și asta vă recomand. Și îmi recomand și mie, pentru că și eu mă lupt de luni bune. Numai o secundă, că Sofia aici și are niște mucișori. Nu poate, mama are treabă acum. Mami are treabă. Mami trebuie să fac un pic de treabă. Pune bună! Nu! Pune bună! De multă vreme, dar de multă vreme, adică de câteva luni bune, un an și ceva, mă chinui să aduc în viața noastră puțin mai multă organizare, pentru că vreau să încep să adopt acel concept de minimalism. Noi avem foarte multe, deci nu știu cum este în țară, dar aici în Germania sunt foarte multe chestii pe care le găsești pur și simplu la liber, gratis, fără să-ți ceară nimeni un cent. Și sunt lucruri foarte bune și te pur și simplu tentează să le iei. Am acumulat foarte multe, după cum se vede, și acum încep să realizez că nu avem nevoie de toate și ar trebui încetul cu încetul să ne debarasăm de ele. Încă cercetez pe tema minimalismului, încă mă lupt cu mine să, ca în fiecare sezon sau așa, să mai dau din ele, însă mi-ar plăcea să fiu un pic mai strictă și să merg puțin mai departe cu organizarea și să fac o chestie ca un program, ca în fiecare lună sau dacă nu în fiecare lună, la fiecare 3 luni, obiectele și toate lucrurile pe care nu le purtăm în alea 3 luni sau nu le folosim în alea 3 luni, să le dăm. Asta înseamnă că nu avem nevoie de ele. Dar încă mă lupt cu chestia asta și îmi trebuie un program fix, îmi trebuie un program bine stabilit. Am avut-o și pe Sofie mai micuță, acum am mai crescut, poate că o să mă organizez, nu știu, la anul, în anul ce vine, puțin mai bine. Și despre chestia asta o să mai vorbim, pentru că vreau să aduc aici pe YouTube și părerea mea despre minimalism, dacă e bine, dacă e rău sau ce înseamnă sau... toate chestiile astea, să cercetăm mai mult pe tema asta. Și
Da. Acum să ne apucăm de treabă, pentru că avem foarte mult treabă de făcut și o să mă vedeți aici în acțiune, dacă aveți și voi treabă și asta să fie așa ca o motivație, ca un push de curățenie și de organizare. Dacă aveți și voi, puteți să faceți cu mine, o să pun aici o muzică mai antrenantă și să facem împreună curățenie. Și acum așa trebuie să arate. Asta îndoi partea asta. Și trebuie să îndoiți partea asta. Mi-am distrus două corpuri din bucătărie pentru că pur și simplu nu mai îmi plăceau deloc, așa că am comandat această mobilă. Sunt două corpuri comandate de pe Amazon, de la firma Vasagle și am aici toate materialele și vă arăt că sunt așa de bine numerotate și au stickere cu litere și cifre peste tot, așa că oricine poate să se apuce să facă aceste dulapuri, dulăpioare, dulapuri. Și eu acum stau și sortez și mă apuc să le îmbin. Și apoi vă arăt ce a ieșit. Salutare, dragilor! Astăzi ziua a 2 de curățenie. Astăzi avem debarasare și organizare în dulapurile de bucătărie și eu sunt așa îmbrăcată foarte festiv pentru că am fost repede să-l iau pe Mati de la școală. El astăzi a fost plecat într-o excursie cu copiii din clasa lui, într-o poiană unde să mai învețe despre chestii și flori și ce mai există acolo. Haideți să vă spun părerea mea. Cred că m-am grăbit
Și am aruncat și mobila aia, corpurile alea, și am luat chestia asta care, nu știu ce să zic, încă nu i-am pus ușile, dar nu este chiar așa perfect pentru ce am eu nevoie. În fine, nu știu ce să... Acum facem așa mai... O să punem să avem mai puține lucruri și poate, na, e mai bine. Nu știu nici ce să zic. Vreau să vă mai fac un pic un update, dar încă nu este, adică am mult de muncit aici. Îmi pare rău că am dat acest corp cu alb, după cum vedeți l-am vopsit alb, dar de fapt eu nu știu ce a fost în capul meu, că mobila asta este cu negru și cu maro, așa ar fi trebuit și ăsta să rămână negru, era foarte bine, dar în fine. Și am pus cabinetul ăsta cu ușa aici, avem așa frigiderul și acum mai fac încă un corp mai micuț, dar care are și ceva acolo de agățat sau nu știu, o să vă arăt la final. Și încă n-am reușit să dau cu silicon aici, așa că va rămâne pentru, nu știu, pentru data viitoare, pentru că n-am avut ba pistol, ba s-a întărit siliconul și nu mai nervi am avut. Așa că haideți să vedem cum facem asta. Haideți că m-am schimbat în haine de scandal, cum se zice. După ce ieri am făcut cămara și ați văzut cât de fain a ieșit. Da, acolo am pus, o să vă spun și despre chestia cu gunoiul de hârtie, că nu am unde să-l pun. O singură chestie vreau să vă mai spun, că noi nu avem unde să punem atâta gunoi. Aici în Germania se sortează absolut tot. Trebuie să avem de bio, de hârtie, normal, adică lucruri mai, nu știu, care sunt murdare și așa, și plastic. Și pentru că nu avem atâta spațiu, noi ne-am gândit să luăm un coș din acesta pentru hârtie și să-l pun fix aici. M-am gândit să iau acest coș pentru hârtie și să-l plasez aici în cămară, pentru că nu am unde să-l țin în altă parte. O să vă arăt și celelalte coșuri în celelalte videouri. După ce am făcut ieri cămara, astăzi ne ocupăm de următoarea etapă, adică dulapuri. Am aici un dulap cu aceste cutii și cutiuțe, borcane și borcanele. Și aici în spatele meu căni și farfuriuțe și foarte multe chestii, deci vai de capul nostru. Hota, mai am acolo un dulap, acolo jos un dulap, să nu vă spăimântați de vraiște, tocmai pentru că fac o curățenie totală, așa că o să facem împreună, încetul cu încetul, nu știu cât o să reușesc astăzi. Aici am un dulap care are o aventură, e cu aventură, el este de fapt negru, dar de fapt eu m-am ambiționat să-l colorez alb și nu știu de ce, așa. Apoi acest dulap pe care l-am făcut săptămâna aceasta și tot o să vedeți cadre cu el și e foarte fain, este de la Vasagle. O să vă las link-ul dacă e, este de pe Amazon luat, încă nu este sortat tot și nu am făcut extraordinar de frumos, dar o să urmeze. Frigiderul, ce avem următorul dulăpior sau nu știu ce e asta, o masă sau așa, pe care tot așa trebuie să îl ordonesc ca lumea. Dar să ne apucăm de treabă, că este multă treabă de făcut. Uitați, vorbesc acum despre dulapul ăsta, unde acolo cel mai sus, unde nu ajung, o să las așa, dar o să trebuiască să șterg, să fac frumos. Sunt amintiri cu nisip și tot felul de chestii din călătoriile noastre și acolo am un cântar foarte, foarte vechi pe care l-am găsit, dar nu vine să-l dau, pentru că îmi place foarte mult, e așa mai vintage, nu știu dacă vedeți voi. În fine, apoi aici trebuie curățat, așa, aici la fel 20 și borcănașe, aici vor sta în stand-by, o să le iau, o să le pun într-o cutie până când noi o să facem și curățenie la ingrediente și mirodenii, așa că vor sta puțin în stand-by și apoi o să vă arăt aici vazele mele, colecția mea de vaze, așa, pe asta am spart-o chiar săptămâna trecută când am mutat dulapurile și soțul meu drag a lipit-o și o să vă arăt cum, așa, avem acolo o muscă urâtă și
pahare, cănuțe, căni și toate, o să ne ocupăm de toate. Da, haide să îi dăm drumul. Copiii mei s-au uitat puțin până acum la Veronica și e un film foarte frumos de copii, adică mie îmi place foarte mult. O să vedeți acolo că și masa e plină. Da, mă bucur. Masa e plină de borcane. Vi le arăt acum să vedeți cât am putut să scot din dulapuri. Am foarte multe borcane și foarte multe chestii și tocmai de asta vreau să debarasez. Și acum copilașii, pentru că e frig și urât afară și bate vântul, ia să vedeți între frați cum se cam șicanează. Mati, mă lași un pic să le arăt oamenilor ce faci tu acolo? Ia să vă arătăm. Mati are o carte din asta, punct, de la punct la punct, cu, este un bloc așa. L-am cumpărat de la Pustet, de la librăria Pustet. Avem aici și are multe, multe imagini și cât am dat pe iubire? 8,99 €. 9 euro am dat, dar el are foarte, se distrează foarte tare cu imaginile astea. Uite aici, mai mult nu a făcut. Și aici un țaubăr, cum se numește ăsta? Un magician. Da? Și Sofi, tu ce faci? Susu mai multe. Susu te enervează, Susu se joacă cu păpușelele, are acolo o păpușică, toate sunt date pe jos. Aici are trusa de la Fisher Price cu multe chestii de doctor și un căluț. Așa. Ce ai tu aici? Ia arată-mi. Ia. Ia uite, injecția, da? Și asta de controlat în ureche și flasture. A, și asta, da. Ia. Apă. Sirena, da, e sirena. Eu știu ce se are și pe ea are apă. Da, e sirena, da, și te-ai jucat cu ea în apă. Bine. Am așa două cutii ca să pot să pun chestii, să le strâng, să le pun în stand-by până mă ocup și de ele. Și aici mai am o Dita mai Ligheanu de rufe, este ligheanul ăsta, dar o să pun momentan chestii, să văd ce mai spăl, ce mai triez din ele și tot așa. Acest vas am să îl duc în beci, în keller și am să-l păstrez acolo pentru că în casă nu-l folosim și când vor veni prietenii pot să-l iau de acolo și să-l folosesc. Oricum nu are rost să-l țin atâta vreme cât nu am loc unde să-l pun. Este un capac, mă, Sofie. Un capac care are aici să pui lumânare, da? Da. Ce am mai făcut astăzi? Mai nimic. Vreau să vă arăt așa că am dat, știți că am dat jos din dulapul ăsta. Aici pe masă n-am mai putut să le mai las și le-am adus aici, le-am șters, dar nu pe toate, o să mai am dozele astea de șters și așa. În dulap o să vă arăt mâine, când, sau nu știu, când este curățenia în bucătărie sau când o să fie cu mirodenile, să sortăm mirodenile sau așa, pentru că nu am avut foarte mult timp și vreau să închei totuși videoclipul ăsta. Se aude că am la cuptor o pizza. Iar în partea aceasta, haide să vă spun, a rămas nedat aici cu silicon pentru că nu am avut pistol, deci ăla a fost, am avut unul și s-a rupt, așa că am cumpărat altul, am cumpărat unul din ăsta și am dat 10 euro pe el. Uitați, cu această, am cumpărat bineînțeles și tub de silicon, haide să nu trec de la una la alta, am cumpărat și tub de silicon, silicon sanitar, așa, sanitar silicon. Și aceasta este vopseaua pe care, cu care am dat de la Renovo, este Von Weiss, adică albă, cu 3 stele, mată. Nu știu dacă ajută pe cineva, dar se vede foarte bine, adică am fost foarte mulțumită de ea, mai ales că am dat eu, nu un expert. Da.
Așa, și acum hai să vă arăt. În acest dulap încă nu am reușit să intru și am mai mult cereale și chestii, dar aici, ăsta pe care l-am făcut eu, am reușit să-l organizez cât uși de cât și o să vă arăt. Nu o să vă arăt ce am în cutiile astea, pentru că tot așa, când o să trecem la cutii și chestii și sortare, o să vă arăt. Aici am pus doar, pur și simplu, un din ăsta și o cutiuță care conține câteva rețete, dar să știți că vreau să mai pun, o să vă arăt celălalt dulap care a fost cu albastru. Aș vrea să-l vopsesc ceva gen alb sau cumva și să-l pun peste ăsta sau să pun o parte din el, dar îl aștept pe tatăl meu pentru că se pricepe mai bine și o să ne ajute să-l tăiem. Așa cam cât este ăsta mare și vedem ce mai facem. În fine, aici am pus ceva de protecție pentru că parcă mi-e milă, par așa foarte fain și mi-e milă de el. Următoarea chestie aici am pus să putem lua repede chestii ce ne mai trebuie și nouă. Mai avem aici un coș, încă un coș cu pungi așa. Iar aici, înăuntru, mi încape destul de bine. Și am pus așa două farfurioare din astea faine pentru copii, așa, care stau vertical, iar aici avem câteva castroane din astea, așa, castroane mai mari. Celălalt cu albastru, acesta este luat de Alexandru de la un flomar și vedeți că e ciupit aici, dar ne place foarte mult și îl păstrăm. Și restul numai farfurii albe. Am aici niște tigăi, am și această tigăiță pătrată în care fac un piept de pui foarte bun, așa. O mai am pe asta micuță de la Lidl și asta mică în care nu știu ce să fac cu ea, mai fac sosuri sau ceva, dar puțin încape în ea. Iar aici am cratițele, toate cratițele mele. Mai am o cratiță, mi se pare, o cratiță, două, un ibric și încă una. Da, în fine, încap una într-alta, uitați așa, una, două, trei, patru, cinci, șase pe o parte și ar putea încăpea șase și pe partea asta, dar nu am eu atâtea câte să încap aici. Am protejat puțin cu chestii din asta, pentru că am să vă arăt acum. Nu știu, asta e foarte fain, așa se închide fain, mie îmi place cum arată. Să spuneți și voi în comentarii dacă vă place cum arată. Și am să vă arăt ce anume este. Este acest vasagle. L-am luat de pe Amazon. Eu o să încerc să vă las link-ul. E ușor de făcut, dar durează. Adică la timp durează. Așa, mai ales că e făcut de un... nu de un expert. Așa. Da, ăsta este ăsta. Apoi trecem peste frigider și acesta. Haideți să vedem ce am pus și pe ăsta. Acolo am un coș de rufe. Pe ăsta, aici, sus, am pus un coșuleț cu niște bomboane din astea de... cum le zice? Cu niște bomboane, Traubenzucker se numesc. Am mai pus aici un dezagol, aici mai am câteva pastiluțe și chestii pentru noi, adică, nu știu, vitamina C, o cremă, pentru că Sophie s-a lovit foarte tare la a dat cu capul de ceva și ca să nu-i rămână semn, am luat-o de la farmacie. Uitați, aceasta Flüger se numește, este cu calciu și flor și, nu știu, ce să zic, a ajutat, dar cred că tot îi rămâne semn. Așa, aici m-a întrerupt Sophie puțin, a venit aici. Aici am o doză cu cafea, boabe, așa, și în asta la altă tot, așa. Pe asta am luat-o de la Paris, chiar de la Paris, că nu știam noi ce să luăm, să avem și noi ca amintire, dar e foarte faină și foarte bună. Și tot așa, avem boabe de cafea aici.
pentru că nouă ni s-a ars mașina de cafea și facem la ibric, dar avem și o râșniță, o să vă arăt apoi. Aici am o cutie cu ceaiuri, dar această cutie va dispărea de aici cu ceaiuri, pentru că s-a făcut și foarte urâtă. Am cumpărat una mai de mult, însă este în keller, așa că, adică în beci, așa că trebuie să o aduc. E foarte frumoasă din lemn, tot așa, se potrivește cu culoarea asta. Aici am, scrie ceai, nu e nimic în ea, astea două le-a găsit Alexandru, soțul meu, și arată foarte bine, deci vreau să vă zic că arată foarte bine. Așa, aici avem mirositoarea mea, să zic, este o chestie din asta în care pui lumânare și aici am pus ceară din aceea care se topește și miroase foarte frumos. Iar în spate avem un tirbușon făcut din, nu știu ce este, lemn, din os, din habar n-am ce este, așa, dar bine, noi nu suntem băutori de nimic, adică, nu știu, l-avem, dar nu, noi nu bem nimic, nu desfacem așa, adică, nu știu, noi nu le avem cu băutura, să zic. Așa, Sofie m-a venit de 15.000 de ori aici, haideți să vă arăt în continuare. Aici avem o râșniță de cafea mai veche, adică foarte veche. Și a cumpărat-o soțul meu de la un Flowmart, dar să știți că merge și noi am mai făcut în ea, am mai râșnit cafea, am mai râșnit, nu știu, una alta. Bine! Mai multă mică! Tu ce faci? Nu, mă, la afară. Afară? Hai, lasă-mă puțin să le spun oamenilor aici. Apoi am aici o râșniță normală și este aceasta de la... stați așa. Este aceasta de la Rommelsbacher, Germany. Este foarte bună. Vreau să zic că, nu știu, nouă ne place foarte mult. Pur și simplu și se folosește foarte ușor. Are o chestie asta de plastic. Are un capăt... Bine, las că închide mami. Are un capăt din ăsta de, de cafea și mai are încă unul... Nu, ăsta, scuze, ăsta, capătul ăsta de sosuri și mai are încă unul de cafea. Și le schimbi când ai nevoie, e așa cu păcărele și pur și simplu bagi în priză, apeși și se face super. Acolo mai am încă o chestie pentru cafea, filtru din ăla, trage așa în sus și împingi, pui acolo cafeaua și apa și se face foarte bine. O cană din asta. Aici am zis că să pun fructele, dar știți cum este, pe timpul verii cu fructele e cam așa, cam sensibil, pentru că se mai vin musculițe, mai trebuie să le consumăm repede și... Na. Nu știu, o să văd dacă le las aici sau le mut. Ăsta îl avem, clatronicul ăsta, facem smoothie-uri și sucuri și de toate în el și e foarte bun. Astea sunt aici, pe partea asta. Acest dulap a venit și cu agățătoare, 3 pe parte, 3 pe alta și m-am bucurat mult, mai agăț și eu câte ceva. Acolo avem un coș pentru pâine, dar vreau să-l schimb și nu aș vrea să-l folosesc pe acesta. În fine, e o poveste lungă și cu ăsta, îl vrea soțul meu pentru altceva. Apoi avem cuptorul cu microunde și pe mine, mă văd în geam. Așa, cuptorul cu microunde. Aici jos avem, avem Dero, pentru că o să vă arăt detergentul, practic, pentru că o să vă arăt că noi luăm mereu la cutie din aia foarte mare și eu o duc în, o duc jos în, în keller, în beci, și așa că aici am pus în chestia asta micuță, uite așa, și mai ales că stă foarte bine acolo, nu umblă Sofie pentru că ea știe că punem doar la mașină și eu o atenționez mereu și niciodată nu l-a luat să bage în gură. Aici mai am niște rezerve din asta de la Small. Sunt rezerve pentru mașina de spălat. Ia să vă arăt. Uitați, arată așa și plasticul ăsta este din acela care se absoarbe și nu e nicio problemă cu el. Bagi practic în mașina de spălat rufe și cam ăsta e. Nu e altul.
Așa, dar să știți că firma aceasta Small, practic am făcut, m-am înregistrat ca să-mi trimită acasă două cutii, una pentru mașina de spălat rufe și una pentru mașina de spălat vase, însă ei, nu știu, au un sistem foarte ciudat, te bagă în calculatoarele lor și practic îți vine în fiecare lună, dar poți să oprești chestia asta și să nu îți vină în fiecare lună, practic nu cu abonament. Așa, am aici, eu stau pe lângă niște chestii, am aici un Philips, este un prăjitor din ăsta de pâine și nu știu cum o să fac și pe unde o să le mai înghesui, s-ar putea ca ăsta să stea aici unde stă Dero. Dar nu sunt sigură, ori aici, ori puțin mai în spate, pentru că nu știu dacă vedeți, dar este destul de largă chestia asta. Mai am ăsta, sandwich maker-ul ăsta, pe care o să îl pun în altă parte, adică o să-l pun aici, în dulăpiorul ăsta. Dulăpiorul ăsta cred că o să stea mai aici, mai în spate, sau mai, nu știu, mai în partea asta, să nu-l văd chiar toată ziua, bună ziua, așa, și aici trebuie să mă ocup să fac. Doamne, sunt așa de multe locuri cu treabă. Așa, acum mai avem acest aparat mare și nu știu dacă cei care sunteți cu mine mai de mult, poate l-ați mai văzut, este un aparat de făcut pâine, dar este foarte mare. Nu știu dacă se vede, nu încape nici aici, nu încape nicăieri și nu mai am loc de el. Așa că ăsta, o să vă spun ce o să fac cu el, o să-l duc în beci și când mai am eu chef să mai fac pâine, o să-l iau de acolo, de pe raft și vin acasă și fac pâine. Variantă foarte veche și noi l-am găsit, să vă spun sincer. L-am găsit în fața unei case, l-am luat, nu știam dacă merge, doamna a ieșit la noi, ne-a spus că este bun, merge, ea își cumpărase un alt robot de bucătărie și ca să nu-l arunce în ghena de gunoi, practic la gunoi, a zis că să se mai bucure și alții de el. A fost în perfectă stare, are acolo tot ce-i trebuie și noi l-am luat și l-am folosit și într-adevăr am făcut pâine foarte bună cu el. El este bun, dar este dezavantajul că e foarte mare și greu. Ăsta trebuie să meargă jos, deci ăsta îl voi duce jos, dar va fi tot al nostru, adică ăsta o să ne aparțină tot nouă. Așa, și aici am niște farfurii de care nu mă pot despărți și o să vi le arăt așa repejor și vouă, să vedeți ce părere aveți. Ia uitați cât de frumos poate arăta, dar este doar una singură, deci asta este, am doar o singură farfurioară din asta. Apoi mai avem farfurioara asta care are chestia asta așa de aurită și frumoasă. O să le spăl pe toate, pe toate o să le spăl și o să le pun aici undeva jos, pentru că aici în cap, un pic mai în spate, nu le folosesc în fiecare zi. Asta este tot așa mare, dar s-ar putea, nu știu dacă s-o dau sau nu, e așa cu flori și cu auriu pe margine. Asta este la set, a luat soțul meu un set de pe la târgurile de vechituri și tot așa e foarte faină. Cred că, mi se pare că e făcut în Anglia. Uite, scrie, founded in 1835 in England și da, e prețioasă, nu știu, e prețioasă, așa. Apoi mai am farfurile astea albe care sunt așa, nu știu, no name, nu au niciun nume, nu au nimic sau nu știu eu. Spune că poți să le bagi la microunde și la mașina de spălat vase. În fine, sunt una, două, trei, nu am mai multe, trei din astea, dar sunt foarte grele și mari și mă gândesc să renunț la ele pentru că nu, da, chiar o să renunț la ele pentru că nu trebuie, efectiv, nu le folosesc decât cine știe la câte o zi de naștere, am să le spăl. Și dacă mama mea le dorește, pentru că poate le duce acasă, mai are ea nevoie de ele sau, nu știu, dacă le dorește, îi le drag cu drag, îi le dau cu drag. Iar aici mai am tot așa găsite, sunt patru la număr și sunt mai mari așa platouri.
astea, farfurile astea, așa, de sticlă. Nu știu dacă se vede. Uite ce murdare sunt. Trebuie să le spăl ca lumea și să le pun acolo. Uitați așa, 4 farfurii din astea de sticlă. Nu știu cine le-a dat. Mi-au plăcut mie și le-am luat. Așa că o să le păstrez pe astea portocalii. Iar astea o să le dau. Așa, și mai am acest platou mai lunguț, în care să mai pun și eu chestii. Eu cred că mai am și alte farfurii, dar tot așa, pentru că am tot zis că nu am loc și le-am tot debarasat. Eu cred că le-am pus frumos în cutii și sunt prin beci. Sau Keller, cum se numește aici. Dar de data asta chiar vreau să renunț la unele dintre ele. Nu să le mai țin nici în beci, nici nicăieri, pentru că, nu știu, chiar mi s-a aglomerat casa extrem. Mi s-a aglomerat casa extrem, extrem de tare. Efectiv, nu mai fac față. Și să stau mereu să spăl și să curăț, nu e ok. Bine, pentru astăzi, pentru clipul de astăzi, cred că este îndeajuns. Sunt tare mândră de dulăpiorul ăsta și de dulăpiorul ăsta, așa, pentru că, bineînțeles, sunt făcute de mine, așa, nu asta e ideea. Și dacă eu vă urez spor la treabă, mai am mult și eu de făcut aici, de sortat căni, pahare, de făcut, nici nu am pus pe listă, vreau să vă zic că nici nu am pus pe listă frigiderul și nu știu când o să-l curăț ca lumea, dar eu vă doresc spor la treabă și luați-le încet. Nu zice nimeni acum să faceți așa un minimalism din ăla, adică să vă aruncați tot din casă, pentru că nu e bine nici așa, avem nevoie de lucruri și ne mai ajutăm de lucruri și avem nevoie de ele. Treaba este să păstrați doar ce vă trebuie, ce vă face vouă, nu știu, ce vă place vouă, ce vă face plăcere să aveți în casă și cu pași mărunți o să reușim. Nu știu, și eu luna asta abia aștept să văd la final cam câte lucruri am scos din casă și cam cum o să arate casa mai liberă. Vă mai zic o chestie și vă las. Noi, cred, dar nu știu sigur, dar persoanele sau lumea, persoanele care au venit din partea asta de est, unde, nu știu, la început nu prea aveam, să fim realiști, nu prea aveam și nu prea duceam dorul, practic, lucrurilor și... Nu știu cum ne spuneau părinții noștri că mergeau la cumpărături de haine numai de sărbătoare sau poate nici atunci. În fine, eu încă nu am simțit chestia asta, nu am trăit chestia asta pentru că am avut o familie destul de bună și părinții noștri ne-au oferit absolut de toate, dar... Cum ne povesteau ei așa, atunci nu aveau și toți cei care am venit în partea asta, mai ales în Bayern, în Germania și așa, și bine, și în celelalte țări, oamenii de aici au o altă mentalitate și efectiv toate lucrurile pe care le au și nu le mai fac plăcere să le mai aibă sau nu mai vor să le aibă, efectiv le scot în stradă și le scot, lucruri foarte bune scot. Iar noi avem așa o chestie încât pur și simplu eu una, când văd anumite chestii, anumite lucruri, zic, Doamne, sunt lucruri așa de bune, mă doare sufletul să le las acolo. Cum? Vreau și eu chestia asta și râvnesc așa după lucruri. Dar nu este bine, pentru că, uite, eu am ajuns în punctul ăsta și nu trebuie să mai fac așa și trebuie să mă redresez și lucrurile nu ne fac așa de fericiți. Adică multe alte chestii sunt în lumea asta ce te poate face fericit și nu lucrurile, pentru că ele oricum se strică și se duc, nu știu dacă înțelegeți, dacă sunt cursivă, fluentă în ceea ce spun, dar nu mai puneți atât preț pe lucruri. Luați, mai bine să avem, adică mai bine, din punctul meu de vedere, mai bine să avem unul și bun decât 50 și toate proaste. Da. Eu v-am pupat și
Să aveți spor la treabă și ne vedem în videoul următor. Bye, bye!